Bogdana și Liviu o nouă postare, erau amândoi în mașină, spuneau că sunt în drum spre Pitești, merg la familia Bogdanei să facă o vizită. Bogdana a spus că este ziua fratelui ei și vrea să meargă să-i ducă un cadou și fac această vizită astăzi. Au spus amândoi că sunt foarte bine, vor să facă postări cât mai dese. Liviu zicea că vă roagă să stați cu ochii pe ei, pe cei care doriți să îi urmăriți, pentru că va posta zilnic sau cât mai des ce anume fac în viața de zi cu zi, ce locuri vizitează, ce activități au, cu ce își ocupă timpul și spunea el, fiți cu ochii pe noi pentru că vom arăta care este viața noastră după competiție.